Voi pleca astăzi spre Washington, unde voi participa la invitația președintelui Statelor Unite ale Americii, domnul Barack Obama, la summitul privind securitatea nucleară. Din păcate, am văzut cu toții în ultima vreme cât de prezentă este amenințarea teroristă în Europa și în întreaga lume. Atentatele care au zguduit recent orașe și capitale europene pun în pericol nu doar securitatea fizică a cetățenilor noștri, ci sunt un atac împotriva valorilor și principiilor pe care le reprezentăm. Summitul de la Washington este dedicat prevenirii terorismului nuclear prin întărirea arhitecturii globale în domeniul securității nucleare. Vreau ca mesajul României să se audă ferm de la Washington. România se află în prima linie a statelor care își îndeplinesc pe deplin angajamentele în domeniul securității nucleare, având un program nuclear clar și o conduită responsabilă.